Salut! Sunt Otto de la Miere TV și înainte să începem acest clip vreau să vă spun că trebuie să vă uitați neapărat la transformarea mea live. Am slăbit peste 45 de kilograme și este singura transformare documentată cu toate mesele și cu cântarul oficial din fiecare săptămână. Nimeni n-a mai făcut așa ceva pe internet și nici la televizor. Este ceva extraordinar, credeți-mă. Vă veți putea inspira din toate mesele mele și veți învăța o grămadă de chestii despre slăbit și despre masă musculară. Bună dimineața! Haideți să pregătim cafeluța, să o îndulcim cu o linguriță de miere de rapiță și să luăm produsele apicole, suplimentele apicole, pastură și ApiComplet. Și apoi trebuie să mergem să ne pregătim micul dejun pentru că trebuie să luăm antibioticul. Ia uitați, mai avem aici două zile. Astăzi iau două și mâine iau două. Și gata, după aia terminăm. Asta este a doua folie de Augmentin. Am mai avut aici o folie. Se fac 7 zile și terminăm și cu astea. Deja mă simt mult mai bine, însă nu vreau să mă duc la sală până nu termin cu antibioticul, pentru că nu vreau să recidiveze boala. S-a făcut ora 10:30 și este timpul pentru prima masă a zilei. Avem aici un platou foarte mare. Mi-am pregătit un ou fiert. Avem niște brânze de oaie. Avem ceapă de la noi din grădină. Avem un cârnat de la garniță făcut de părinții mei de astă iarnă. Avem o roșie imensă. Avem 3 feliuțe de pâine pe care le-am uns cu salată de icre. Am încercat să pun cât mai multe legume, vedeți, avem foarte multă roșie, avem și o ceapă, roșia asta cred că are vreo 300 de grame, dar roșia are foarte puține calorii, are până în 30 de calorii, la fel ca și ceapa, brânza asta are mai multe calorii, pentru că este de oaie și pentru că este telemea, este mai grasă, are undeva la 300-350 de calorii, dar am sub 100 de grame aici oricum. Oul are 75 de calorii, are și el proteină, la fel ca și brânza, grăsimi, cârnatul la fel are undeva la 300-350 de calorii pe 100 de grame, foarte multă proteină și pâinea asta are proteină. Deci avem o masă completă, o masă foarte mare, avem și grăsimi, și proteine, și carbohidrați, și legume, micronutrienți, exact ce trebuie pentru a începe ziua de astăzi. Iar peste o oră, după ce o să mănânc, o să-mi iau antibioticul și vom sta acasă până miercuri, inclusiv pentru că nu vreau să plec de acasă până nu termin antibioticul, nu vreau să mă duc la sală să stau în aer condiționat. În schimb, o să încerc să merg, o să încerc să fac pași pe aici prin curte, să merg o oră sau 2 ore chiar și dacă transpir să mă schimb imediat. Și vom vedea ce vom reuși să facem și săptămâna aceasta. Ia uitați, urșilor, am terminat de mâncat absolut tot. Mi-am luat mâncare aici la mine la laptop sus și vreau să vă spun că am calculat așa în mare caloriile. Cred că am avut undeva în jur de 800 de calorii. 800 de calorii, vă dați seama, numai pentru micul dejun. Știu, este enorm, vă pare foarte, foarte mult. Dar știți care este faza? Astăzi se face frumos afară și v-am zis, vreau să merg vreo 2 ore prin curte, vreau să mă plimb, vreau să fac cardio, să merg, să ard foarte multe calorii. Eu în 2 ore de mers fac undeva la 14.000 de pași și ard în jur de 700-800 de calorii. Deci toată masa asta practic o să o ard. Peste o oră o să mă apuc de mers și toată masa asta o să o ard până să iau următoarea masă, da? Următoarea masă, masa de prânz. Știu că vi se pare mult, știu că foarte mulți sunteți adepții să săriți peste micul dejun sau să mâncați un covrig la serviciu sau într-un spre serviciu și să beți o cafea, dar asta este cea mai mare prostie pe care puteți să o faceți. Din contră, trebuie să mâncați mult, trebuie să mâncați să vă simțiți bine, nu neapărat cât mănânc eu, că poate mulți nu aveți masa aia musculară, poate mulți nu ardeți câte calorii ard eu, dar trebuie să mâncați, frate, 400, 500, 600 de calorii, da? Trebuie să mâncați. De ce? Pentru că după aia vă apucă toate poftele noaptea. După aia la prânz știți cum faceți? La prânz mai mâncați o salată, da? Dimineața mâncați un covrig, la prânz mâncați o salată, ziceți, mama, am început ziua super bine, am mâncat atât de puține calorii astăzi, după aia seara pe la 6-7 ajungeți acasă, vă pregătiți masa sau faceți o comandă de pizza pentru că aveți foarte multe calorii rămase în rezervor, da? Și ce faceți? Mâncați o pizza de 1500 de calorii seara, după care spuneți, a, pizza asta are vreo 7-800 de calorii, când colo ea are dublu. După care vă mai comandați și o clătită sau vă mai mâncați un desert, mai mâncați niște napolitane, mai mâncați o ciocolată, mai băgați încă vreo 500 de calorii și ajungeți la 2000 de calorii. Și înainte de somn, bineînțeles că iar vă pocnește foamea și iar mai mâncați vreo 1000 de calorii, mai ungeți 2-3 felii de pâine cu unt, mai puneți și niște dulceață, mai faceți un ceai sau ce mai mâncați voi și uite așa ajungeți să consumați 3000 de calorii între ora 8 și ora 12 noaptea și n-ați făcut nimic, o să vă îngrășați. după care o luați de la capăt. Intrați într-un cerc din ăsta vicios în care credeți că dacă începeți ziua fără să mâncați, la prânz mâncați foarte puțin, să vă păstrați caloriile pentru seara, este bine. Însă nu este bine, credeți-mă. Dacă ai 3 mese pe zi și mănânci 800 de calorii, sunt 3 ori 8, sunt 24, da? 2400 de calorii. Mai arzi 5-600 de calorii, faci mișcare și aia e, frate, slăbești, care e problema? Și credeți-mă, este mult mai bine, mai ales pentru a preveni prostiile astea de ronțăit noaptea, pentru a preveni poftele astea dinainte de somn. Asta vreau să vă spun, chiar dacă vi se par multe calorii, să știți că toate caloriile astea o să le ard, în 2 ore de mers și până la următoarea masă, da, până la masa numărul 2, eu practic o să fiu pe zero cu caloriile astăzi. Deși am mâncat foarte multe calorii acum, am mâncat în jur de 800 de calorii. Încercați să nu mai săriți peste micul dejun, încercați să mâncați forțat, cât de cât acolo, 400-500 de calorii, da? Încercați să mâncați fructe, să mâncați legume, cum am mâncat, mi-am pus foarte multe roșii, mi-am pus ceapă, mi-am pus alimente sănătoase, mi-am pus ou fiert, mi-am pus brânză de oaie. Într-adevăr, unele sunt mai bogate în calorii, dar asta aveam prin frigider și de asta mi-a pus poftă astăzi. Nu mănânc în fiecare zi la fel, nu mănânc calculat, să-mi calculez fiecare gram de mâncare, să-mi cântăresc mâncarea. Mănânci să te simți bine, mănânci ceea ce îți place și cu cât vei mânca mai mult și nu vei sări peste mese în timpul zilei, cu atât vei avea șanse mai puține să nu faci binge eating noaptea, adică să nu rup frigiderul în două, adică să nu poți să adormi din cauza poftelor și din cauza foamei și să dai năvală în frigider și să consumi o grămadă de prostii, de dulciuri și să-ți iei 2-3 mii de calorii exact înainte de somn, exact când nu ai nevoie de ele și stai ca prostul toată ziua, faci mișcare, dacă faci mișcare, stai ca prostul înfometat, pierzi o grămadă de ocazii pentru a crește masa musculară, pentru sinteza proteinelor în corp și mănânci noaptea foarte multe calorii și în loc să slăbești, te îngrași și pierzi și masă musculară. Aveți foarte mare grijă la chestia asta, da? S-a făcut ora 3 urșilor, este timpul pentru a doua masă a zilei. Avem aici o ciorbiță de porc, ia uitați, cu foarte multe bucățele de carne de porc, cu foarte multe legume. Este o ciorbă foarte bună, m-a ținut foarte bine masa dinainte, chiar dacă am mâncat mult, acum este ora 3, vă dați seama, de la 10:30. Am făcut și 2 ore de mers, am reușit să merg 14.000 de pași, am ars foarte multe calorii, am ars undeva între 700 și 800 de calorii. O să mănânc cu 2 filuțe de pâine, asta neagră, și la desert avem pepene. Avem acolo un sfert de pepene, l-am tăiat așa frumos cu bulețe și asta este a doua masă pe ziua de astăzi. Foarte multe lichide, după cum puteți vedea, și ciorba are foarte multe lichide și pepenele ăla are foarte multă apă, așa că este un volum foarte mare de mâncare, dar foarte puține calorii. Poftă bună vă doresc și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 7:30 și este timpul pentru a treia masă pe ziua de astăzi. Avem aici o mâncărică de dragavei, este foarte bună mâncărica asta de dragavei, are foarte puține calorii, este asemănătoare cu spanacul, numai că este mai acrișor. Avem foarte multă cărniță din asta slabă de porc, da, mușchiuleț afumat de porc, ia uitați, n-are deloc grăsime. Genul ăsta de mâncăruri sunt foarte, foarte bune pentru a slăbi și pentru a fi sănătoși, pentru că 400 de grame de mâncare din asta are decât 100 de calorii. La fel de bine puteți să faceți mâncare de ciuperci, mâncare de fasole verde din aceea teci, mâncare de spanac și alte tipuri de mâncare făcute așa din legume, da? Puteți să puneți și ceapă, la fel, ceapă are foarte puține calorii, 20-30 de calorii, ca și roșia. Puteți să puneți și niște usturoi dacă vreți. Sunt foarte, foarte bune mâncărurile astea și pentru a fi sănătoși și pentru a slăbi, pentru că puteți mânca foarte mult și luați foarte puține calorii, da? Eu o să mănânc cu un colț de pâine neagră și la desert avem cireșe. Cireșe de la noi din curte, avem aici aproximativ 1/2 kg. Astea o să le iau sus la mine la laptop după ce termin de mâncat mâncarea. Și o să le ronțăi uitându-mă la televizor sau la laptop, mă uit la ceva. După cum puteți vedea, am foarte multă mâncare aici, am peste 1 kg de mâncare și foarte puține calorii, pentru că și cireșele au în jur de 60 de calorii pe 100 de grame, deci 1/2 kg au în jur de 300 de calorii. Aici avem maxim 300 de calorii și cu pâinea asta nu depășim oricum 700 de calorii tot ce avem aici și avem peste 1 kg de mâncare, da? Și lucruri foarte sănătoase, nu neapărat că avem mâncare multă, dar avem și lucruri foarte sănătoase, pline de vitamine, de minerale, de fibre, avem și proteină, avem și carbohidrați, da? Nu mă feresc de pâine, mănânc și pâine. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă pe la ora 10-11 la noapte. S-a făcut ora 11 noaptea și este timpul pentru a patra masă cu proteină și ultima masă din această seară. Avem o budică proteică cu 40 de grame de proteină de la Dr. Ötker, are 400 de grame și 330 de calorii. Și lângă avem o banană pe care o voi mânca în combinație cu budinca asta. O banană destul de mare, cred că are și asta vreo 100 de grame, 100 de calorii. În total avem peste 400 de calorii, aproximativ 430 de calorii și 500 de grame de mâncare, da? Și ce mâncare? Ceva dulce, ceva foarte, foarte bun, pentru că astăzi nici nu prea am mâncat dulciuri, dar în schimb am mâncat foarte multe fructe, ceea ce este foarte bine pentru că sunt foarte sănătoase și au puține calorii. Am mâncat foarte bine pe zi, de aceea, vedeți, la ultima masă nu trebuie să exagerez, nu rup frigiderul în două. Am o masă normală, o masă decentă de 430 de calorii. Vă urez poftă bună tuturor și somn ușor. Cam acesta a fost clipul, sper că ați avut câteva lucruri de învățat. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la mieretvo, pentru că acolo postez în fiecare zi. Dacă vreți să vedeți perioada mea de transformare corporală, singura transformare live, singura transformare documentată, cu toate mesele din fiecare săptămână și cu cântarul oficial la sfârșitul fiecarei săptămâni, să vedeți cum am slăbit peste 45 de kilograme, vă invit să vedeți seria Otto slăbește cu transformarea mea live, are 4 sezoane, este ceva extraordinar, ceva nemai întâlnit. Nu a mai făcut nimeni o transformare documentată, o transformare în timp real, nicăieri, nici pe YouTube, nici la televizor, da? Nu s-a văzut așa ceva. Dacă vreți să vă fac o dietă personalizată sau dacă vreți să vă fac un plan de antrenament personalizat, nu uitați să mă căutați pe Instagram sau pe Facebook la mieretvo, îmi scrieți acolo un mesaj și luăm legătura. Iar dacă vreți să fiți puternici ca niște urși, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro de cele mai bune produse apicole, la cele mai mici prețuri, avem zeci de reduceri și calitatea este garantată. Am câștigat o grămadă de diplome la târgurile naționale și internaționale apicole, diplome de locul întâi și veți beneficia de cele mai bune produse apicole și veți putea fi puternici și sănătoși ca și mine, exact ca niște urși. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! Vis american ca la Hollywood, ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Pe de ce mă faci, frate, nu să te înjur? Când te văd cu pantaloni, rupți în cur. Când termin cu tine, vine clar smurdul. Ca un film prost de la Hollywood. Trăiesc visul american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Pe de ce mă faci, frate, nu să te înjur? Când te văd cu pantaloni, rupți în cur. Când termin cu tine, vine clar smurdul. Ca un film prost de la Hollywood.